Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare. Haideți să vedem de această dată ce vor să ne spună cărțile de tarot. Va fi fără variante, va fi doar o singură variantă, însă pentru cei care doriți să vedeți etalări și în ceașca de cafea, le găsiți pe canalul de YouTube Citire în zațul de cafea. Aici, pe acest canal, veți găsi doar etalări de tarot. Dar haideți să începem să vedem ce vor să ne spună cărțile de această dată. Și voi începe, pentru că știu că foarte mulți dintre voi vreți întotdeauna să vă spun zodiile. Voi începe cu niște cărți care ne spun și din zodii, dar ne spun și alte lucruri, nu doar zodiile. Să începem cu acest aspect și după vom continua și cu altele. Hai să vedem ce vor să ne spună de această dată acest pachet de cărți. Voi folosi, cred că, mai multe pachete de cărți, dar le voi lua aleatoriu, pe care le voi simți. Avem zodia Rac. Avem zodia Rac, zodia Gemeni. Și mai văd aici, probabil, o problemă la ochi sau partea de frunte sau chiar urechi, adică acea zonă deasupra nasului, da? Bun. Mai avem zodia Balanță. Aici văd că avem inclusiv persoane care au de-a face cu legea, poate sunteți într-un divorț, poate sunteți într-un partaj, poate sunteți pentru o moștenire, da? Bun, hai să vedem alte zodii, alte lucruri. Se pare că, da, avem și zodia Berbec, dar bineînțeles că pot fi și, pun cărțile așa să le vedeți, pot fi și alte zodii cornute, cum ar fi Taur sau Capricorn, dar bineînțeles că avem și zodii, aici avem și zodii de aer. Eu v-am mai spus și vă repet, nu neapărat zodiile sunt importante într-o etalare, ci ceea ce reiese din etalarea respectivă, pentru că în fiecare etalare cu siguranță sunt zodii din toate cele patru elemente, mai mult sau mai puțin. Acum depinde de fiecare dintre voi. Ceea ce vreau să vă mai spun aici este faptul că văd că voi vă învârtiți de ceva timp, aici pot fi chiar de ani de zile, sau sunteți în jurul vârstei de 38 de ani în acest moment, plus minus, da? Sau poate că la vârsta de 38 de ani ați avut, în jurul vârstei de 38 de ani, da, ați avut parte de un anumit eveniment care v-a lăsat cu urmări, care a fost cu traume, care a rămas cumva în viața voastră, chiar dacă vorbim despre trecut, este ceva care vă afectează inclusiv în prezent. Din cauza acestui eveniment, pot să spun că vouă v-a scăzut destul de mult vibrația, v-a scăzut destul de mult încrederea, în primul rând în voi și mai apoi în cei din jurul vostru. E clar că acum a venit un moment în care voi trebuie să vă recăpătați din nou această încredere pe care ați pierdut-o. Mulți sau multe dintre voi văd că ascultați tot felul de sfaturi de la tot felul de persoane, de la tot felul de... Cred că ați căutat inclusiv pe rețelele de socializare, pe YouTube, pe TikTok, pe Google, nu știu, dar pe Facebook, pe diferite rețele de socializare. Ați găsit tot felul de sfaturi, dar unele parcă s-au îndeplinit, altele parcă nu. Ideea este aici că o parte dintre voi văd că ați luat legătura cu anumite persoane să facă
sfaturile respective pentru voi în locul vostru. Ceea ce vă recomand în acest caz este să, și poate n-ați văzut sau poate ați văzut rezultate mai mici sau poate n-ați văzut deloc, sfaturile trebuie să vi le faceți voi personal, chiar dacă aveți o energie scăzută. De ce spun acest lucru? Pentru că persoana care promite că vă face sfaturile se poate întâmpla să nu vi le facă, iar mai apoi să nu știți, chiar dacă ar fi să le facă pentru voi, nu știți energia pe care o are persoana sau vibrația pe care o are persoana care vă face sfaturile. Din acest punct de vedere, vă recomand și este absolut gratuit la mine pe canal, în secțiunea playlist, găsiți tot felul de sfaturi, dar primul sfat pe care vi-l recomand să îl încercați este sfatul de pentru ridicarea vibrației și alungarea energiilor negative. Este un sfat foarte simplu care include sare, o farfuriuță și o lumânărică albă pe care o lăsați să ardă și faceți acest sfat în fiecare zi, după care luați acea lumânărică și sarea de pe farfuriuță, le goliți într-o pungă fără să mai atingeți sarea și aruncați cât mai departe de casă. Și o să vedeți că dacă faceți acest sfat, este posibil să vedeți schimbări în viața voastră de la o zi la alta sau poate chiar de la o săptămână la alta. Dar faceți sfatul respectiv cu încredere. Deci aveți nevoie de o farfuriuță, sare și lumânare. Luați farfuriuța, de exemplu, da? Luați farfuriuța, puneți, faceți un cerc de sare, da? Și după care puneți lumânărica în interiorul acelui cerc. Sau întâi puneți lumânărica și după puneți cu o linguriță sarea pe farfuriuță și aprindeți lumânarea și spuneți o rugăciune, ce rugăciune vreți voi. Da? Și lăsați până se consumă. Și o să vedeți că după ce faceți sfatul respectiv, vă veți simți mult mai bine și cel puțin veți avea o stare interioară mult mai pozitivă. Dar trebuie să-l faceți cu încredere. Da? Și să nu mai apelați la tot felul de sfaturi. Bun, dar să revenim la etalarea noastră. Așa cum am spus, aici v-ați pierdut încrederea, sunteți în acest moment ca și cum ați fi cu capul plecat, parcă nu mai vedeți luminița de la capătul tunelului. Voi vă doriți să se întâmple anumite lucruri pozitive în viața voastră, dar parcă lucrurile respective nu se mai întâmplă. Aici când vă gândiți la lucrurile respective, trebuie să vă gândiți că dorințele vi se îndeplinesc dacă au liberul arbitru, dacă nu depind de alte persoane și așa mai departe. Pentru că dacă dorințele voastre depind de alegerile altor persoane, să știți că nu se îndeplinesc. Nu pentru că dorințele voastre nu sunt bune, ci pentru că ele trebuie să aibă liberul arbitru. Mai văd aici că voi ați fost căsătorite, însă această căsătorie nu a fost una atât de bună. E ca și cum a fost o căsătorie din interes, e ca și cum a fost o alegere poate făcută într-un moment de vulnerabilitate și nu a fost ceea ce voi v-ați dorit. Sau se poate întâmpla unele dintre voi sau unii dintre voi chiar să vă fi dorit să vă căsătoriți cu o anumită persoană, dar ce să vezi, într-un anumit moment nu te-ai mai căsătorit cu persoana respectivă pentru că ai descoperit că persoana nu era ceea ce tu credeai că este. Hai să vedem mai departe ce vor să ne spună cărțile. Văd că voi ați întâlnit persoană prin intermediul internetului sau comunicați destul de mult cu această persoană prin intermediul internetului, însă ideea este că aici există foarte multe piedici între voi doi. Există foarte multe lucruri care vă fac să stați
la distanță. Un pic de atenție din acest punct de vedere, pentru că voi vă complaceți în această situație, vă complaceți în această relație, dar din toată această situație voi sunteți cea care rămâne dezamăgită. Pentru că această persoană nu are niciun interes în acest moment de a veni înspre voi și mai ales pe parte de sentimente. Da, voi vă gândiți la această persoană, aveți simțiți o anumită emoție, cel puțin pentru această persoană, dar persoana respectivă nu simte la fel, ci din contră vă ascunde foarte, foarte multe lucruri. N-ar fi nimic exclus aici ca această persoană să spună: păi dacă mă vrei în viața ta și mă iubești atât de mult, ce-ar fi să-mi plătești rata la bancă, la mașină, la casă, la. Da? Însă voi ați fi în stare să faceți acest sacrificiu în speranța că această persoană vine la voi. Dar să știți că această persoană nu face altceva decât să vă ia de fraieră, pentru că în momentul în care își termină de achitat creditul respectiv, se spală pe mâini și scapă de voi. Da? Deci un pic de atenție dacă aveți de-a face cu o astfel de persoană. Pentru că din câte văd eu aici, această persoană nu are niciun fel de intenție serioasă cu voi. Da, voi vă gândiți că poate rugându-vă la Dumnezeu, poate că făcând anumite sfaturi, această persoană vine la voi și, exact ce spuneam puțin mai înainte, poate ați făcut anumite sfaturi ca persoana respectivă să vină la voi, persoana respectivă să vă iubească. Nu, când faceți sfaturile trebuie să vă gândiți să vină persoana potrivită la voi, nu o anumită persoană, pentru că atunci nu va veni nicio persoană. Și dacă vine, pleacă foarte repede. Hai să vedem ce alte lucruri vor să mai spună cărțile în acest caz. O călătorie, un hoț. Da, deci vedeți cum se leagă. Exact ce spuneam puțin mai devreme, că persoana respectivă nu vrea altceva decât să obțină anumite lucruri de la voi, vă promite, posibil să vă promită chiar inclusiv această călătorie, dar de fapt să fie o minciună această călătorie. Poate să zică: dacă vrei să vin la tine, dă-mi și mie niște bani pentru biletul de avion, combustibil la mașină și așa mai departe, dar de fapt această persoană nu face altceva decât să vă mintă și să vă ia banii respectivi, iar mai apoi vă trimite un mesaj și spune: papa, la revedere, sunt ocupat în altă direcție, nu pot ajunge la tine. Da? Deci această persoană nu are, e ca un hoț în viața voastră, vrea să fure tot ce poate și mai apoi, pur și simplu, poate că în cele mai bune condiții și în cele mai frumoase condiții, vă lasă totuși un mesaj și vă spune la revedere. Dar în foarte multe situații, această persoană nu face altceva decât să vă blocheze pe rețelele de socializare și nu mai veți mai putea da de această persoană. Dar, în concluzie, alegerea este de partea voastră dacă vreți să fiți mințite de această persoană în continuare sau nu. Eu vă sfătuiesc, așa cum am început etalarea, vă sfătuiesc să începeți sfaturile pe care le găsiți la mine pe canalul de YouTube să le faceți. Și în primul rând să începeți cu acest sfat de curățare și mai apoi să faceți sfatul de iubire. Că dacă faceți sfatul de iubire fără sfatul de curățare, nu prea rezolvați mare lucru. Da? Deci un pic de atenție în ce ordine faceți sfaturile. Dacă chiar nu știți, mai bine mă sunați, îmi cereți părerea, nu se pune problema, dar faceți-le cum trebuie. Pentru că altfel faceți haos și nu este cazul. Pentru cei care sunteți în străinătate, o să în zilele următoare o să pun inclusiv traducerile la sfaturi pentru ca toată lumea să le poată face. Hai să vedem alte lucruri. Da, vedeți, un pic de atenție, pentru că această persoană este căsătorită, are o familie, are copii și este posibil chiar soția persoanei să ia legătura
cu voi și să vă spună să vă dați la o parte. Această persoană este o persoană, din punctul meu de vedere, în acest caz, o persoană pierdută, o persoană viciată, o persoană toxică. Nu își asumă responsabilități nici față de familie, dar nici față de alte persoane cu care interacționează. Hai să luăm și hai să vedem. Hai să punem întrebarea, să vedem dacă această persoană are curajul să vină la voi la ușă. Hai să vedem, are această persoană curajul să vină la voi la ușă sau nu? Da, uite, încă vine cu o propunere. O propunere de stabilitate. Da, uitați, a ieșit și asta că voi nu vreți să credeți că această persoană o să aibă tupeu să vă contacteze sau să vină la ușa voastră. Însă, această persoană are un tupeu fantastic. Este o persoană care calcă peste cadavre. Are un tupeu ieșit din comun. Indiferent de greșeala pe care o face, indiferent de tâmpenia pe care o face, are un tupeu fantastic de a veni cu o falsitate ieșită din comun, de a face o propunere de a rămâne lângă această persoană doar pentru a putea obține din nou încrederea voastră, pentru a putea obține din nou ceea ce își dorește de la voi. Are o falsitate și de nedescris. De ce? Pentru că vine, vă propune această stabilitate, vă propune căsătorie, vă propune că va aduce luna de pe cer, dar nu veți vedea nimic din toate aceste lucruri pe care această persoană vi le propune. De ce? Pentru că această persoană e doar pe interes. Această persoană n-ar fi nimic exclus, inclusiv să joace jocuri de noroc, să piardă foarte mulți bani și să vină mai apoi la voi să zică: dăm bani pentru că uite ce problemă mare am. Dar nu voi ați spus persoana respectivă să intre în datoriile respective, deci mare grijă, nu aveți niciun interes față de persoana respectivă să îl ajutați sau să o ajutați. Deci mare, mare grijă. Dacă vreți să fiți luate sau luați de fraieri, fraiere, n-aveți decât să-i dați tot ce aveți acestei persoane. Dar dacă țineți la demnitatea voastră, la integritatea voastră, la viața voastră, până la urmă, e bine să lăsați această persoană să se descurce pe cont propriu și voi să vă vedeți de viața voastră, pentru că din cauza acestei persoane s-ar putea să intrați aveți aici două posibilități. Dacă nu puneți punct acestei persoane și nu lăsați această persoană să-și vadă de drumul său, voi ori intrați în spital pentru că de la nervii pe care vi creează această persoană vă faceți rău voi singur sau singură și vă stresați foarte mult și puteți ajunge inclusiv la spital, sau într-un caz mult mai nefericit este posibil din cauza că această persoană vă pune să intrați în niște acțiuni mai puțin legale, să intrați inclusiv la închisoare. Deci mare, mare atenție până în ce punct mergeți cu această persoană, dar dacă voi, iubirea voastră pentru această persoană vă orbește atât de mult încât să nu mai vedeți ce se poate întâmpla bine și ce se poate întâmpla rău, e fix problema voastră. Un pic de atenție aici, că cărțile de tarot vă sfătuiesc, dar nu fac în locul vostru. Mare grijă cum reușiți să depășiți toate aceste probleme, cum reușiți să vă detașați de această persoană. Pentru persoanele care într-adevăr, pentru care m-ați ascultat până în acest moment și vreți într-adevăr să vă detașați de această persoană, imaginați-vă seara înainte de culcare că sunteți spate în spate cu această persoană, legați cu o panglică roșie pe care o tăiați cu o foarfecă și fiecare persoană merge în direcția sa și nu mai aveți nimic unul de-a face cu celălalt, iar la culcare, așa cum am spus, înainte să adormiți, gândul vostru să fie să vă despărțiți definitiv de această persoană, pentru că nu este o persoană benefică pentru voi, și să intre în viața voastră o persoană mult mai pozitivă și mult mai benefică pentru voi. Și veți vedea că lucrurile pas cu pas se întâmplă. Dar totul depinde de intenția pe care voi o aveți. Cam astea au fost sfatul cărților de tarot pentru voi astăzi.
voi reveni și cu alte sfaturi în zilele următoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și nu uitați să lăsați un comentariu, că este o părere, că este altceva, nu are importanță. Ideea este să lăsați un comentariu, să distribuiți aceste videoclipuri, să ajungă la cât mai multe persoane care au nevoie de ele și, bineînțeles, pentru cei care aveți încredere în sfaturile pe care eu le dau, vă aștept inclusiv la o sesiune de tarot personală și nu doar o sesiune de tarot, poate să fie inclusiv și pe partea de consultanță în ceea ce ține legat de sfaturi, ce trebuie să faceți, cum trebuie să faceți și așa mai departe și mai apoi să le discutăm pas cu pas. Da? Să le faceți și voi pas cu pas. Bineînțeles că totul este contra cost, dar nu sunt niște prețuri pe care să nu le puteți să nu vi le puteți permite. Bun, și cam astea au fost informațiile pentru voi. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare și gânduri cât mai pozitive. La revedere!